Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Invitații mei din această seară sunt domnii Mihai Țurcanu, europarlamentar, Mihai Neagu, medic veterinar, Puiu Ilisei, fermier, și Dorin Cojocaru, președinte April. Vorbeam despre pesta porcină africană și încercam să ne explicăm cum s-a ajuns în situația respectivă, de ce sunt atâtea focare, cum a fost gestionată și despre faptul că în viitor s-ar putea să avem noi și noi focare, poate și alte județe pe harta țării, dacă stăm să judecăm lucrurile așa cum se cuvine și plecăm de la premiza că în multe gospodării ale populației au fost sacrificați porci, băgați la frigider, la ladă, la congelator și în perioada următoare poate distribuția către rude, către prieteni și așa mai departe are loc. Așa s-au întâmplat, cred că așa au apărut cazuri aici în sudul țării, în zona Giurgiu, Teleorman, chiar și Ilfov sunt. Spuneați de asemenea că județele din nordul României, acolo lucrurile sunt ținute oarecum sub control, și sub control și focarele încep să fie închise. Și focarele încep să fie... Da, în același timp... Cum? Au fost și puține. Au fost și puține, da? Dar asta înseamnă că nici animalele din zonele respective nu au fost mișcate în atâșa de mare măsură cum au fost în sud. Pentru că în partea de nord Ardeal, gospodăria este împrejmuită. Foarte bine împrejmuită. Aici în sud, mai la marginea satului, e cam liber, așa. Și nu știu dacă ciobanii din zona de nord au câte 30-100 de porci pe lângă stână care sunt hrăniți cu zerul oilor. Deci, suntem într-un cer vicios. Ar trebui să înțeleagă toată... Nu mai au de ciobani. Stai un pic cu fiecare cu vina lui, dar trebuie să spun și de ciobani, nu? Că ciobanii din Tulcea... Da, și în Tulcea, și în Ialomița, și în Ilfov... lasă porcii să fie crescuți sau au lăsat... Și pe lângă stână, să spun la Suceava, câți bani aveau porci pe acolo și 300 și ceva nedeclarați. Deci... Toți suntem români, toți suntem oameni și trebuie să ne înțelegem. Chiar dacă e cioban, chiar dacă e fermier pe vegetal și are cultură de porunc sau e crescător de porci, trebuie să înțelegem că este o problemă națională pe care să ne asumăm toți și să o eradicăm, măcar până la 1 februarie. Se poate până la 1 februarie? Eu cred că da. Să eradicăm pesta până la 1 februarie? Da. Dorin, ești prea Unu, realist. Să se declare toți porcii care au fost plimbați la negru, toată carnea din congelatoare care a provenit din focare declarată și analizată, okay. Sau... Nu bine, confiscată asta sunt și distrusă, Dorine, nu putem să ne permitem să facem mii de analize doar pentru că cineva a încălcat legea. Că el asta a făcut când și-a tăiat porcul. Poate el a fost cumpărător de bună credință. Nu, dar respectivul crescător care și-a putut permite să-și taie porcul din bătătură și păi dacă primarii au insistat... În zona Bucureștiului primarii au îndemnat pe oameni să-și taie porcul ca să creeze poate zonă tampon. Nu, le-a spus clar. El e posibil să fi tăiat porcul înainte să se declare boala. Ai văzut că să ai probleme, mai bine tai-l și bagă la congelator. Pentru că comportamentul ăsta de panică s-a creat. Manifestat, da? Și atunci, dacă în satul vecin au apărut focare, și alte sate din dar jur... Dar panica asta, de ce a fost declanșată? Că rămân faptul fără că porci. Rămân fără porci, că nu sunt despăgubiți, că cei care n-aveau crotalii riscau să nu primească exact. Bani. Și atunci mulți s-au gândit că ce în mână nu-i minciună. Erau mulți care au declarat că au 4 porci conform legii și aveau vreo 30. Și atunci trebuia să plătească impozii, că sunt legi și alte legi. Da, nu cred că s-au gândit atât de departe că intră în contradicție cu impozitarea. Oamenii nesiguranța porcii. Asta, dar trebuie să iasă puternic să spună, da, domnul ministru, da, ieși și a spus, vă plătim. Domnule, da. NSVSA-ul plătește. Eu te rog, Lorin, nu mai băgăm în seamă pe acest individ care pe cuvânt de onoare duce nu, țara asta. E domnul ministru, nu pot să spun individ. Ba, e un individ care conduce foarte eu prost acest domeniu al agriculturii, fără coerență, fără viziune. Da, dar despăgubirile s-au plătit și nu către de către ferme. El, domnule. Nu de către el, dar la nivel de stat, să zicem așa, iar populația ar trebui să înceapă să prindă încredere în sistemul ăsta, pentru că s-au plătit și s-au plătit bani buni. Pentru eradicarea bolilor au fost bani și vor fi întotdeauna. Dar dacă nu sunt prevăzuți, sunt măsuri speciale. Am citit în presă că la Ialomița, nu la Buzău, din câte știu, au fost medici de la DSV care au plătit din buzunar dezinfectantul. Iar la Ialomița fermierul își făcea el filtre și haideți că chiar avem un fermier din Ialomița, e la telefon domnul Ionel Arion, a dorit să intervină. Alo, bună seara!
Bună seara. Am văzut în discuțiile dumneavoastră că cel mai des se repeta că factorul uman a reușit să transmită acest virus. Este foarte adevărat. În discuțiile mele de ieri cu un fermier din zona Țăndărei, în județul Ialomița, pe șoseaua națională, dacă circul în dreptul pădurii Chirana, se simte un miros crunt de cadavru. Sunt porni mistreți morți. El îmi spune că își face lucrările zilnic acolo în zona pădurii, lucrările de câmp în zona pădurii Chirana. Și aproape că nu mai suportă să mai stea, abia așteaptă să termine lucrările ca să plece de acolo. Oamenii și remorci cu lemne din acele păduri ies și merg către toate localitățile din jur. E posibil să eradicăm această pestă porcină peste câțiva ani, dacă reușim. L-am auzit pe domnul Cojocaru mai devreme spunând că până în februarie. A fost bine că a spus februarie și n-a spus anul. Va fi greu, foarte greu, atâta timp cât nu există control din partea autorităților. Responsabilitate. Am spus februarie gândindu-mă că românul va deveni responsabil. Atâta timp cât există o disoluție a autorității statului crasă, cruntă, nu există om care să poată să ia decizia și să pună piciorul în prag. Avem nevoie de asta, aproape ca într-o dictatură militară, dacă oamenii nu înțeleg că trebuie făcut lucrul ăsta. Atunci când s-a spus, și este foarte adevărat și e bine că este așa, când s-a spus că nu afectează oamenii, consumul uman nu este afectat omul, iar le-a dat o libertate totală cetățenilor. Nu vor să înțeleagă că îi va afecta economic ani de zile de acum încolo. Atunci când lui s-a spus nu ne afectează sănătatea, pentru ei a fost libertate totală. În continuare, nu se declară, și văd că se pune accent, nu se declară, probabil cineva va spune că am o fixație pe mistreți, nu se declară niciun mistret mort, pentru că li se închid fondurile de vânătoare. S-a creat o castă în jurul acestor fonduri și nu vor să intre nici măcar vânătorii sau paznicii de vânătoare, nu vor să intre de frică că iau microbul și îl duc în gospodăria proprie. În zona aceasta este la 25 de kilometri de mine. Eu mâine, pentru că aseară am vorbit cu fermierul respectiv, azi am vorbit din nou cu el, eu mâine, ca să mă conving eu, merg în zonă să fiu sigur că așa este, că se simte mirosul și că se simte tot ce este acolo. Bun, dar mirosul ăsta nu-l percep și autoritățile sau numai fermierii care trec pe acolo? Nu știu. Presupun că toată lumea, nu? Dar sunt obligat să sesizeze DSV-ul, Direcția Sanitară Veterinară. Respectivul fermier a sesizat DSV-ul, așa cum întreabă domnul Cojocaru? Fondul respectiv de vânătoare, unde sunt acei... Îl au în proprietatea, cei poși sunt proprietatea lor. Bănuiesc că o va face. El spune că are terenul în zonă, foarte aproape. O va face, dar dacă o va face după nu știu cât timp și de acolo se va... Statul dă bani pentru identificarea cadavrelor de animale. 250 de lei la mistreț. Exact. Deci statul are un program pentru așa ceva. Dacă găsești un porc mort undeva și îl declari, primești bani pentru că ai declarat. Nu vor să le fie declarate focare în fondurile lor de vânătoare pentru că apar restricții și nu se mai pot lăfăi toată iarna cu pușca prin acest fond. Ăsta e motivul pentru care am mai auzit fel și fel de situații, că ar fi anumiți proprietari sau, mă rog, administratori de fonduri de vânătoare iau cadavrele și le mută în afara fondului. În afara fondului, să fie la altcineva. Spuneam eu că trebuie modificată legislația, trebuie mers mai departe decât am zis eu. Când este identificat, mai ales cineva care are personalitate juridică și este instruit în mod clar, își asumă că știe legislația în domeniu și face asemenea... Eu nu înțeleg, de ce nu se face împotriva... o linie directă verde? ANSVSA sau Ministerul Agriculturii, în care oamenii să sune pe o linie directă, gratis, să sesizeze orice situație, cum este cazul de la Ialomița, cu acel miros în pădure. Mergem și verificăm. Poate miroase altceva, poate e vreun calm. La fel, și aici a fost o propunere în celelalte emisiuni, pe principiu 112. Da, sau să chiar sesizeze. Prin 112 să fie... Dar cei de acolo probabil spune, domnule, nu ne ocupăm noi de așa ceva, nu e urgență, merge și sunați la autorități. Domnul Arion, filtrele alea la intrare în localitate mai sunt, nu mai sunt, sunt pe toată durata zilei sau numai în anumite intervale?
Da, v-ați adus aminte că v-am explicat în ultima emisiune că acele filtre sunt atât de înguste încât nici măcar nu acoperă circumferința roții unui turism, da, păi a unui camion sau a unui tractor care intră. Păi legea spune practic să treacă roata de două ori prin la anumită înălțime. Poate să o dea înainte și înapoi să fie de două ori. La roata camionului are în circumferință 2 metri, 2 metri și jumătate circumferința roții, ar trebui să avem un covor de 5-6 metri. Da. În timp ce noi acum la intrare în localitate avem, cred că 1,20 m este foarte mult. Cred că 1,20 m este foarte mult. Bun, dar și grosimea acelui... Dar cei care stau cu dezinfectant mai sunt acolo pe toată durata zilei? Da, dar e nesemnificativ. Ceea ce sunt, e apă de ploaie. Nu spălăm virusul cu 1,5 m de covor sau 2 metri de covor. Măsurile trebuiesc mult mai dure. Trebuie să existe și duritate în combat. Însuși combaterea înseamnă duritate, să ataci, să fii mai incisiv. La noi este lasă, treacă, merge. Acea zicală că nu afectează omul, i-a făcut să fie de lăsători. Și stau la filtru până la ora 16, nu? Că după aceea trebuie să plătească ore suplimentare. Sau ore de noapte, da. Da. Păi... Sâmbăta, duminica e free, e liber. Trece cine da. Vrea. Sau cum e? Nu știu, vă întreb. Nu sunt nici ironic, nici malițios. Tot în cursul săptămânii acesteia, un prieten mi-a povestit că în Balta Ialomiței, este o fâșie de teren între Dunăre și Borcea, unde era fieful porcilor mistreți, la fel mi-a spus, zice, nu mai găsești picior de porc mistreț acolo. Nu mai găsești picior de porc mistreț. Ei au prestat servicii pentru recoltat acolo în zonă la porumb și au zis, zice, nu există... Nu mai e picior de porumb mistreț. Pentru că au dispărut, au murit. Și la fel nu se declară aceste morți ale acestor animale sau dacă se găsesc cadavre. Pentru că le e frică, pur și simplu le este frică să declare că vor păti ceva, că trebuie să dea declarații, că trebuie să meargă nu știu unde și așa mai departe. Trebuie o fermitate mai mare în a combate, o popularizare mai mare a efectelor pe termen lung al acestui virus și așa mai departe. Domnul Elisei, la dumneavoastră, cum stau lucrurile acolo în zona Călăraș? Fiecare comună, chiar dacă a spuneți fost depistat... Spuneți că aveți focar la 10 km. Da, dar sunt și comune unde nu a fost depistat niciun focar și primăria s-a ocupat, au pus dezinfectoare rutiere... Mă rog, așa cum au știut ei să le pună și la intrare și la ieșire. Există persoane, acum nu știu dacă sunt și noaptea, dar cel puțin ziua, sunt persoane care le împrospătează cu dezinfectant. Și am fost săptămâna trecută în Bulgaria și am văzut dezinfectoare profesioniste. Nu ca la noi un covor întrins pe șosea, ci dezinfectoare care dezinfecta camionul sau... De jur împrejur. Arcul și pe de deasupra. Da. Dar cu toate astea, cred că la noi în județ și prefectul s-a... Bun, dezinfectează mașina, dar pasagerii ce facem cu ei? Că poate omul vine dintr-o fermă, stă în mașină, a trecut și... Vreau să spunem că fiecare om propagă virusul dacă nu a intrat într-un focar de peste porcina africană. Și dacă a intrat... Dacă a intrat, trebuie să știm că a intrat sau dacă a intrat, să nu-i dăm voie să iasă fără să fie foarte riguros dezinfectat când iese din acel focar. Pentru că, asta ne puteți spune, când se intră într-o fermă, te îmbraci, te dezbraci de ainele de stradă. Într-o fermă comercială, autorizată sanitar veterinar, te schimbi la piele. Dar treci printr-un tunelul de duș și te îmbraci. Asta e procedura. Vorbim de gospodăria populației, vorbim de porumb, de lanuri, de porumb, de mistreți, de pădure, etc. Deja când vorbești de mistreți morți pe în lanurile de porumb, e foarte grav. E foarte grav că dăm dovadă să mergem de acum, indolență. După ce s-a cultivat porumbul, să mergem prin spatele combinei un pic. Dar parcă dăduse domnul ministru un ordin, o lege, să ardă. Nu să ardă, să vedem, găsim schelete. Multe. Multe din punctul meu de vedere. Și excremente și tot acum, dacă ne uităm și la ce se întâmplă în alte țări, nu mai luăm în considerare situația noastră. Vedem că în Polonia, spre exemplu, n-au reușit să stăpânească problema mistreților nici. Sunt țări de 40 de ani se luptă cu pesta porcină africană și n-au reușit. Da, au avut program de
vânătoare intensivă. Au redus cu 50% efectivul de mistreți într-un an de zile. Ce s-a întâmplat? În anul următor s-a refăcut 100%. Discutam cu colegii din Polonia care ne spuneau ce e un fel de luptă cu morile de vânt. Scroafele au devenit mai prolifice, au două fătări pe an, vierii mai mari, mai puternici. Selecția naturală. Da, e o problemă care, cu care ei se confruntă. Cu care minus variantele. Nu știu ce îi împușcă. Care le rămân la... Ideea e că nu reușesc să topesc. Cei care nu fug și zesc. Eu ca cetățean și dacă ne uităm ce se întâmplă în Belgia, care a început cu două focare. Săptămâna trecută aveau 58, cred că acum au peste 60. Belgia, care este o țară... Inima Europei. Da, civilizată, adică cu toate ce serviciile puse la punct. Ce facem cu fermele comerciale de pe teritoriul României care asigură hrana populației? Cu fermele comerciale de pe teritoriul României au fost niște propuneri ca 10 km în jurul unei ferme comerciale să se interzică creșterea în GP-uri. Plus zona tampon. Plus zona tampon. Asta ar fi o soluție, să zicem, ca să salvăm fermele să comerciale. Să dea vouchere să-și cumpere carne de porc sau eu dacă am fermă, să le dau omului. Da. Pentru că la Periș ne dădeau un porc de Crăciun. Ne dădeau un porc de Crăciun la toți ca să nu mai crească acasă, ei tot creșteau acasă. Dar seama dacă se mărește comunitatea de acolo la câteva, nu știu, nu. Deci trebuie de găsite oameni. Soluții sau să punem mâinile pe piept și astea. Nu, trebuie găsite soluții. Nu pot bun, să zic. Dar în condițiile astea credeți că se va eradica pesta prea repede? Nu, niciun din caz. Din ce auzim și noi de la telespectatori, de la oamenii care mai sună aici? Prea repede, niciun caz. Ceea ce zice și domn doctor, ideea e să protejăm industria, exploatațiile mari care produc masiv hrană pentru întreaga populație, dar asta cu niște riscuri, cu niște sacrificii, să zic așa, din partea populației. Suntem prinși între GP-uri, care aici avem și autoconsum, dar avem și tradiția românească. Exact. Tăierea porcului de Ignat. Trebuie să vedem la ce renunțăm. Găsite soluții. Nu cred că... Pentru că eu cred că de aici a apărut problema. Factorul politic nu și-a asumat pentru că trebuia să lovească în GP-uri, ce exact. Era masa de vot. Și nu putea nici să zică ceva de industrie, pentru că totuși, marea masă a consumatorilor din România preia din magazin carnea de porc. Procesatorii de carne de porc preiau 40-50% din România. Acum să vedem cum cadii la pace. Că dumneavoastră sunteți politician, dumneavoastră ce ați face dacă erați la putere? Dacă fiecare gospodar își creștea cât îi trebuia lui pentru familia lui, n-aveam nicio problemă. Și așa ar trebui să fie. Nu interdicția rezolvă problema fermelor comerciale. Că și acolo e o problemă. Dacă respectă întru totul măsurile de biosecuritate, e greu să intre virusul. Cine să respecte? Dar să știți că sărăcia a determinat, că eu mă uitam la televizor la reportaje din Tulcea Brăila, avea 35 de porci. O doamnă spunea că din aia trăiește. Nu poți să-i ții. Era la marginea satului. Da, dar ar trebui să ai amenajări speciale pentru a-i putea crește. Eu cred că sărăcia a determinat pe oameni. Dar totuși când crești 35 de porci, nu mai este vorba de sărăcie. Erau liberi pe islas pe acolo. Da, credeți că face un mare profit din 35 de porci dacă din aia erau purcei, cu totul avea 4 scroafe sau 7 scroafe. Și credeți că... Haideți să facem socoteala. Câți bani înseamnă 35 de porci? Depinde la ce te raportezi acum. Pentru el, dacă știu eu, câte 1000 de lei porcul de Crăciun, nu? Cam atât costă. Mai puțin. E cam 10 lei, 11 lei kilogramul. Și dacă scădem furajul și toate cele. Dar nu mai socotesc că iau porumbul în coșer. Deci nu aici fac ei calcule. Sau cum spunea Dorin. Păi stați puțin, ăla nu poate să-l vândă? Adică cum, ăla dacă și produce el nu costă bani? Deci eu cred că statul ar trebui să intervină. Statul, mai ales că avem la putere un partid socialist, ar trebui să intervină mult mai mult la aceste gospodării. Mult mai mult ca și protecție. Dar pe bune, nu cușmenul. Dorin, aici ar trebui ca ministrul agriculturii să se debaraseze de pesta porcină și să gândească proiecte politici pe strategii. Termen lung, sustenabile, serioase într-un cuvânt. El s-a încălțat în două cizme și a luat o perelină și a dat bine la public. Dar din păcate nu se vede nimic și nu se va vedea nimic în urma lui
mulți ani de aici încolo. Pe cine să-și asume? ANSVSA? Prefectura? Nu trebuie, auziți. ANSVSA este nouă pe buze cel mai ușor. Domnule, nu sunteți cei vinovați. Atunci nu mă interesează cine e vinovat. Domnule, acele comandamente de combaterea bolilor. Acele... Păi prefectura. Da, prefectura? Nu, ați văzut cum funcționează sistemul de decizie într-un comandament de ăsta? Este un șef care coordonează acest lucru. Și dacă șeful este prefectul. La George. Și primește o solicitare tehnică. Dă-mi o derogare pentru livrarea de animale. El ce spune? Spune aici, directorul DSV-ului este competent. Eu n-am competență să decid riscul. Păi, dar deci... Și atunci, directorul DSV-ului să decidă. Dar nu poate să decidă numai un membru din acea comisie. Eu am văzut ședințe filmate. Iar directorul DSV-ului cere punct de vedere de la ANSVSA. Iar ANSVSA-ul îi zice... Tu ești în comandamentul noi, descurcă-te. Cu alte cuvinte, nu se asumă nimeni decizia. Toată lumea se învârte. Acei 5-6 membri care sunt acolo, dacă este cazul, ar trebui să și voteze pentru decizie de genul ăsta, nu să arunce de la unul la altul. Noi până în momentul ăsta bâșbuim asupra deciziilor, deci nu avem o linie după care să ne ghidăm. Da, corect, așa e. Fiecare pasează responsabilitatea altuia, ca nu cumva să pice pe el. Greșesc, domnul Ilisei, sau nu greșesc? Nu, domnul doctor are dreptate. În comandamentele astea, mai ales când e vorba de animale și, sigur, DSV-ul ar trebui să spună dacă e de acord în principal. Exact. Nu cel de la Apele Române sau Mediu sau... Sau prefectul. Prefect. Ce treabă are prefectul? Dar este teama de a-și asuma o responsabilitate. Este frica asta cu cătușele care circulă de câțiva ani cu instituțiile care se ocupă de așa ceva și le e frică să spună, domnule, da, îi dăm fermierului respectiv dreptul să sacrifice porcii sau să-și ducă de la fermă la abator. Pentru că zice, dacă ceva pe drum se întâmplă, dacă cumva apare... Nu sunt sigur pe meseria lor, pe profesia lor. Nu, dar vă spun, chiar s-a creat o psihoză. Și dimineața am avut o discuție la DSV, la un DSV, și cei de acolo mi-au spus, băi, trebuie să fim foarte, foarte atenți, că vin procurorii peste noi. Deja au venit în alte județe. Bun. Și atunci, în condițiile în care toată lumea stă cu un mare stres, nimeni nu își va asuma absolut niciun risc. Cum să nu vină procurorii dacă ei spun că despăgubesc porci necrotaliați? Când legislația spune că nu ai voie să ai porci necrotaliați în exploatație. Bun, și atunci respectivii îi sacrifică, îi bagă la congelator și îi împrăștie în țară. Dar dacă ar fi crotaliați la timp sau catagrafiați, să știm câți porci are România asta... Bun, asta dacă ar fi, dar în momentul ăsta nu sunt, legând la o realitate. A declarat, domnul ministru, că eu dacă urmăresc presa, sunt bolnav cu presa, a declarat așa, mai întâi îl crotaliem, îl înregistrăm și după aceea îl omorâm. Da, Dorine, dar durează cel puțin 4 zile până sistemul... Păi eu am observat că declarația oficială a focarului apare cam la 20 de zile după... Dar sistemul a început să funcționeze? Ce stă în ea? Da. Avea o problemă. Pe vremea mea funcționa. Nu, acum, avea o problemă de mentenanță. Era scriptic. Nu. El are dosarul scriptic. El are o problemă de mentenanță la ora asta. Da. Și funcționează? Și unde să ne scriem? La dosar scriptic. Nu, ar trebui să funcționeze. Sunt contracte făcute de către medici de liberă practică, direct cu IQM. Atunci ori ne asumăm toți și rezolvăm problema până după Sfântul Ioan, așa, ori nu ne asumăm și scriem Sardinia pe noi. Bun, din păcate noi tot vorbim aici, vorbesc și alții pe la alte televiziuni, presa scrisă și așa mai departe, dar focarele astea cresc de la zi la zi. Asta e realitatea, e tristă, dar cât se poate de concludentă, de adevărată. Eu vă propun să luăm o scurtă pauză și după pauză haideți să schimbăm un pic subiectul. Da. Vorbim dacă... Autoritățile ar trebui să se preocupe de fermele acelea de mari dimensiuni, să nu le lăsăm să intre în colaps prin implozie. Aici este cheia. Ce vrem să facem? Păstrăm GP-urile sau păstrăm fermele? Nu e vorba. Trebuie să existe ambele variante. Dar una dintre... Nu poți să le împaci pe amândouă. Când ne poți împăca dacă există pricepere din partea autorităților. Și măsuri clare pentru fiecare. Da? Dacă lăsăm să-și crească un porc îngrădit, cu un coteț performant, n-ai nicio problemă cu el. Dacă vrea să crească 35, avem o problemă. Deja nu mai este GP, este altceva... Și nu trebuie să vă pericliteze fermele... Corect, dar în momentul când îl ataca, să zic așa, pe ăla cu 35, e LGP. Și atunci o să țipe că l-a atacat statul român. Cine face legislația în statul român? Parlamentul, autorități... Bun, trebuie reglementate lucrurile astea. Haideți să luăm o pauză și după vorbim și despre legea reproducției la porc și pasăre.